Dumnezeu de cel sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coastă lui ai făcut femeie, însuțitul lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut măririi tale, să nu fie omul singur pe pământ însuși acum, stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Locaș, unește pe robul tău Cristian, cu roaba ta floarea, pentru că decât de ține se soțește bărbatul cu femeia, unește pe dânsul într-un gând, încurunează într-un trup de răi și roade pânte, tu ești o mântire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și ta este împărăția, puterea, mărirea a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pune mâna dreaptă. Ține cruce. Și tu mâna dreaptă? Mâna dreaptă, sânge. A, tăpește, la o lază. Așa. Se cunună robului Dumnezeu Cristian cu roaba lui Dumnezeu floarea, numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amen. Se cunună robului Dumnezeu Cristian cu roaba lui Dumnezeu floarea, numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amen. Se cunună robului Dumnezeu Cristian cu roaba lui Dumnezeu floarea, numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecii Duh. Eu recuzit să plec așa în spate. Aici. Până când pune, toți trei punem cu una. Nu, lăsăm în jos. E bine, cred că e bine. Bine, puteți lăsa, trece de loc. Și atunci vor veni nașele. Se cunună roaba lui Dumnezeu, floarea cu Dumnezeu Hristos, în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amen. Se cunună roaba lui Dumnezeu, floarea cu robul lui Dumnezeu Hristos, în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amen. Se cunună roaba lui Dumnezeu, floarea cu robul lui Dumnezeu Hristos, în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vedeți în spate, bine? Mișcă puțin. Nu pică. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Să luăm aminte-i pace tuturor. Și să o înfățișeze pe a lui
Cristian și Floarea, pe care binița am susținut unul cu altul, păzește în pace și în bună înțelegere. Arată lunța lor ce se ferește patrul neînținat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și îmbunătățește pe dânsii să ajungă bătrânețe fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale, că Tu ești Dumnezeu, un Dumnezeu care miliește mântuieție, mărire înălțăm Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lui. Până cu îndrăznire, fără de o sânde, cu Dumnezeu, mă temi de ziua cel ceresc, Tatăl nostru și a zice. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să-L numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum ne dăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește pe celor. Împărăția, puterea, mărirea Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lui. Amin. Domnului să ne rugăm. Toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zdrobit lumea și ai învățat cu noțiunile făcute de Tine. Acest pahar de opt pe care l-a dat Iisus Hristos prin inima nunții, binecuvințează-L cu binecuvântarea duhovnicească,
că s-a binecuvântat mare cuvință în numele Tău, a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să se mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncele lui Dumnezeu. Viorel, na, hai bătii tu. Așa. Ridicăm sus acum, așa frumos. Noi am pus, noi luăm. Sărută. Așa. Puteți să treceți la loc. Astele apoi. Și tu, mireasă, mărit să fii ca Sara, să te veselești ca Raveca, să te mulțești ca Rahila, pe Sfântul cu bărbatul tău și pe rândul lui Dumnezeu. Așa, binevoit Dumnezeu. Haideți să fiți miri la mine, mai în față. Veniți miri. Cristi, ce floare. Puneți mâna aici. Mâna dreaptă. Amândoi. Așa, pe... Fiilor, prin punerea mâinilor pe, pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, săvârșiți un rământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei unirii între voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datorile voastre, nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor în veci, amin. Vă dați în spate, un pic să anunțați Cristi primul, așa încerc, să te lovești și tu. Domnului să ne rugăm, să te în spate un pic, unde a stat? Doamne Dumnezeu nostru, care vii în Cana Galilei și întotdeauna acolo binecuvântat, Tu binecuvințează și pe robii Tăi aceștia, Cristian și Floarea, care au fost dat de grijă în toți iubirii anunții, binecuvințează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor. Primește bunilor împărăția Ta, păzindu-i curat fără prihană, ne-a suprit în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Sfântul Duh, treimea cea întotdeauna sfântă, de o ființă începătoare de viață, Dumnezeu și-o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă viață întrerugată în așa de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi toate mântuitele pământului și pământului și de desfătarea pământului păcăduite, pentru că cine prea Sfânt Dumnezeu, născătoarea tuturor sfinților, mărire ție Dumnezeu nostru, mărire ție în vecea mină. Hristos, Sfântul Dumnezeu nostru, pentru că cinile preacurate Maice sale, ale Sfintului Dumnezeu Dumnezeu Apostol, ale Sfântului Dumnezeu Nicolae și tocmai cu Apostolii, Împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Măcenic Procopie, Dumnezeu Sfintul Dumnezeu 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 ca un bun și de oameni și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți mire, dragi nași, stimați nuntași, dragi părinți, iată că momente deosebite de bucurie sunt astăzi pentru Cristi și pentru Floarea, atât pentru nașilor, tinerii nași din partea, dinspre mire, zic, și dinspre mireasă. Adică cum stăm aici în biserică, acum poate că sunteți și veniți tot așa din ambele părți. Și pentru părinții voștri și pentru voi este o bucurie asta și pentru noi ne bucurăm că sunteți azi în biserica noastră să cereți binecuvântarea și ajutorului Dumnezeu asupra familiei voastre. În slujba cununiei se spune că ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. De aceea ne rugăm pentru voi, ne-am rugat pentru voi și trebuie să mențineți această cale. Că probleme se vezi, diavolul lucrează și el, diavolul și oamenii răi caută dezbinarea, ura și dușmânia,
voi să nu vă lăsați niciodată. Când veți avea o problemă, un necaz, ori cu părinți, ori cu nașii și chiar la biserică să veniți, să întrebați un preot, uite, bine, nu-i bine, ce putem face? Fiecare va căuta să vă dea sau să vă dea sfatul cel bun. Pentru că a face rău e ușor, a face bine e mai greu. A unii iară e greu, a desface lucrurile e foarte ușor. De aceea, iată că ne-am bucurat și ne bucurăm astăzi cu voi. Ne vom bucura și mai târziu, probabil, la Căminul Cultural, acolo la noi. Stăm un pic la o poveste mică, până mâine dimineață, sau? Caramela, mă bucur că copilașii au știut cu banii aici. Da, se arunca și pe vremea, mai de mult și ei știu să adune. Că alții nu știu să adune. Mă zic, aveți și să culeți. Oricum ne bucurăm și ne bucurăm cu toții ce voi să rămâneți Cristi și Floarea cu mare atenție, să-i respectați pe nașii voștri, pe părinții voștri, să respectați pe toată lumea, că a respecta pe altul înseamnă că te respecti pe tine. Să vă respectați, să vă iubiți, vă așteptăm în biserică și pe voi și pe toți. Mulți ani trăiască! Took your first breath, that took mine.